Cum ne ajutăm copiii atunci când sunt răciți? În video de azi povestim despre vitamina C, colostrul, lactoferină, dar și despre alimentație. La primele semne de răceală, putem începe să le dăm copiilor vitamina C și o să insist pe vitamina C lipozomală. Avantajul suplimentelor alimentare lipozomale constă în faptul că au un grad de absorpție de peste 90% în organism, în comparație cu suplimentele alimentare non-lipozomale, unde gradul de absorpție este între 20 și 30%. Unii producători spun că anumite produse au un grad de absorpție de până la 70%, dar nu depășesc 90%. Studiile au arătat că administrarea orală de vitamina C lipozomală duce la un nivel ușor mai scăzut decât administrarea intravenoasă, dar totuși la niveluri mult mai ridicate în sânge decât o vitamina C non-lipozomală. Să trecem la colostru. Colostru este prima formă a laptelui matern la mamnifere și oameni. Beneficiile sale sunt legate de compuși specifici proteici, lactoferină. Lactoferina este o proteină implicată în răspunsul imun al organismului atât la infecții bacteriene cât și la infecții virale. Lactoferina o găsim în diferite suplimente alimentare și o putem găsi inclusiv în iaurt. Pe ambalajul iaurtului care conține lactoferina de multe ori este specificat. Pe timpul iernii este indicat să le dăm copiilor iaurt cu lactoferină și dacă mai putem să mai asociem și niște fructe lângă, este perfect. Atenție! La suplimentele alimentare este recomandat să respectați doza recomandată scrisă pe ambalajul suplimentelor alimentare pe care le cumpărați din farmacie. Când vorbim de alimente, aici avem pătrunjelul, citricele, afinele, ghimbirul, ciorbele. Este foarte important să respectăm timpii de odihnă și să ne menținem hidratați. Spor la sănătate!